Cei mai buni luptători de arte marțiale mixte din țară vor participa luni la gala de la Craiova Lei în Cușcă, care va fi transmisă în direct de sport.ro de la ora 20. În bănie și-au anunțat participarea 24 de sportivi din țară și din străinătate. Printre cei care vor urca în Cușcă se numără și mehedințeanca Diana Belbiță, sportivă care a câștigat până acum toate cele 5 lupte cu adversarele din țară. Organizatorii au adus de această dată o sportivă din Ungaria pentru o luptă care se anunță spectaculoasă. Luptătoarea din Drobeta Turnu Severin și-a intensificat antrenamentele în ultimele zile pentru a fi la capacitate maximă în Cușcă. În fiecare dimineață aleargă kilometri în șir prin parc, iar seara își pregătește loviturile alături de antrenorul Mitro în sală. Potrivit fight card-ului stabilit de organizatori, luptătoarea va intra în Cușcă în meciul al treilea. Diana Belbiță întâlnește pe Renata Ceh Lantoș din Ungaria, o sportivă care, la fel ca și mehedințeanca, este neînvinsă până acum. Acest aspect nu o îngrijorează pe sportiva văzută ca fiind cea mai valoroasă din țară la vârsta sa, Belbiță propunându-și să rămână invincibilă. Este al cincilea meci în Cușcă, sper și a cincea victorie, nu vreau să întrerup șirul victorilor. De data aceasta am o adversară din Ungaria, o luptătoare foarte bună, cu experiență. Sper să înving, ca la fiecare meci să mă întorc învingătoare acasă, mai ales că lupt la mine în Oltenia, gala fiind la Craiova, luni seară 16 martie. Acum vedem ce o fi. Cu siguranță va fi un meci foarte greu, dar să sperăm că eu voi fi învingătoare. Până la gală, Diana are ca parteneri de antrenament colegii de club. Cu aceștia își exersează loviturile cu care va încerca să o surprindă pe unguroaică. Antrenorul Constantin Mitro este încrezător că sportiva sa are capacitatea de a bifa o nouă victorie, chiar dacă va avea în Cușcă o adversară de valoare sensibilă egală. Pentru ea este o competiție foarte importantă, mai ales că lucrează sau luptă la profesioniști. Acum este o gală la Craiova, unde întâlnește o luptătoare foarte puternică și experimentată din Ungaria. De asemenea, eu cred că va avea mare succes și doresc în continuare succes și să fie sănătoasă. V-ați pregătit intens în ultimele săptămâni. Cum vedeți și voi, deci alergări facem dimineața prin parc, prin la pădure, seara antrenamente în sală. Deci eu cred că din punct de vedere este pregătită și fizic și psihic și doresc succes în gala de la Craiova din data de 16 martie. Pentru a promova gala, Diana Belbiță și Ionuța Todireisei vor merge sâmbătă la meciul de fotbal dintre CSU Craiova și Gazmetan Mediaș, programat pe stadionul extensiv de la ora 15:30. Cel mai probabil, Diana Belbiță va da lovitura de start a jocului. Fără o echipă de seniori în ligile naționale, stadionul municipal în care s-au investit peste 5 milioane de euro a ajuns să găzduiască doar meciuri din campionatul juniorilor republicani. Totuși, sunt șanse ca din această primăvară să revină la malul Dunării echipa de primă ligă Pandurii Târgu Jiu, forțată de lucrările care vor demara la construirea noului stadion. Pandurii vor sta în pribegie, potrivit constructorilor, 18 luni. După ce s-a vehiculat posibilitatea ca municipalul severinean să găzduiască meciurile celor de la CSU Craiova, acum se aude o nouă variantă. Începerea lucrărilor de demolare pentru construirea noului stadion de fotbal în Târgu Jiu îi obligă pe oficialii din județul vecin să-și găsească o nouă casă. Ipoteza conform căreia Pandurii ar putea evolua pe arena mehedințeană a fost confirmată și de antrenorul juniorilor republicani Cristian Popescu. Dacă tot ar vorbi de condiții excelente pe acest stadion, e posibil să vină și echipa mare a Pandurilor să joace la Severin. Da, e posibil, după cum știți că dumneavoastră sunteți locanți de aici, Pandurii Târgu Jiu a evoluat aici, a făcut-o foarte bine, sub comanda antrenorului Grigoraș și aici sunt condiții de, pentru a se disputa jocul de Liga I la profesionist. Vor veni din mai? Nu știu ce să vă zic. Eu, din punct de vedere personal, mi-aș dori să vină pentru că e și aproape. Din punctul ăsta de vedere, vor avea și suporterii. Una e să fie o distanță mult mai mare, una e să fie Târgu Jiu Severin, tot cum și bine, 84 de kilometri, nu sunt mai mulți. Și atunci, probabil, vor avea și susținerea. Pe lângă Severin, mai sunt și alte variante. Una dintre ele este Vâlcea, care, deși nu dispune de un gazon și utilități precum municipalul severinean, gorjenii ar avea la dispoziție în Zăvoi un teren de antrenament pe care la malul Dunării nu-l vor avea. Da, și varianta Vâlcea, dar eu zic aici e cel mai aproape, condiții sunt foarte bune, desfășurarea jocurilor și eu personal mi-aș dori. Acum, bineînțeles, factorii de conducere din club
o să ia deciziile cuvenite. Oficialii clubului Pandurii stabiliseră inițial ca echipa să joace o parte din retur la Drobeta, Turnu Severin, Petroșani sau Râmnicu Vâlcea, dar noul antrenor a venit cu o altă propunere. Edi Iordănescu ar dori ca Pandurii să joace la Pitești, baza sportivă din Argeș, ridicându-se la standardele sale. Atât pentru seara aceasta, să aveți un sfârșit de săptămână liniștit și cu multe realizări. La revedere!